Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Începutul lunii este cel mai bun moment pentru gemeni. De la 4 la 12 septembrie, influențele cosmice armonioase vor fi puternice. Prin urmare, mulți vor rezolva o parte din frământările din august și, de asemenea, vor obține un anumit succes în domeniile prioritare ale vieții. Totodată, din 10 septembrie, Mercur, patronul gemenilor, va deveni retrograd, împiedicând întreprinderile, încetinind prezentul și actualizând unele situații din trecut. Între timp, pe 23 septembrie, Soarele se va așeza în zodia Balanței, mulți vor trebui să devină mai precauți în raport cu ceilalți oameni. Va veni un moment dificil când potențialul de viață va scădea, deși vei simți puterea din tine, care te va ajuta să faci lucruri serioase. Vei practica o mulțime de comunicare interesantă și pozitivă. Încearcă să nu ratezi nicio șansă pe care ți-o va oferi soarta. A doua și a treia decadă nu vor fi la fel de reușite. Învață să cauți armonia în toate. Dragoste. Pe Gemeni așteaptă o poveste de dragoste furtunoasă care va izbucni la prima vedere. Atracția ta va răsuci privirea instantaneu. Te vei cufunda în atmosfera de curaj și flirt. Chiar dacă astfel de relații nu sunt de lungă durată, poți fi sigură că te vei îndepărta de ele cu calm. Bucură-te de un timp plăcut și nu-ți umple capul cu gânduri negative. Ferește-te de cei căsătoriți, pentru tine o astfel de poveste se poate termina în lacrimi. Gemenii reprezentanții unei familii vor fi și ei cufundați într-o atmosferă romantică, dar fără emoții violente. Romantismul va fi foarte familiar și confortabil. În sfârșit, te vei simți fericită și vei găsi armonie. La mijlocul lunii vor veni pe neașteptate prieteni, s-ar putea să ți se ceară ajutor. Nu uita de generația mai în vârstă, care are nevoie de sprijin. La sfârșitul lunii, poți conta pe un eveniment distractiv într-un cerc pe care l-ai cunoscut în august. Sănătatea. Sănătatea gemenilor nu îi va dezamăgi, dar totuși trebuie să încerci să-ți gestionezi corect abilitățile fizice. Nu trebuie să ridici obiecte grele, să participi la maratoane pe distanțe lungi și să te torturezi cu grevele foamei. Respectă un stil de viață sănătos. Urmărește-ți dieta, trebuie să fii mai atentă la ce mănânci și când mănânci. Acordă preferință proteinelor și produselor din carne însoțită de cel puțin 60% legume. Din cauza utilizării necorespunzătoare a anumitor alimente, este posibil să scadă nivelul de hemoglobină. Trebuie să faci o hemoleucogramă completă și să fii verificată, mai ales dacă te simți rău și ai o criză. După 15 septembrie, ai grijă de aspectul tău. Vei trece cu succes orice proceduri cosmetice. Din întâmplare, vei întâlni un maestru care te va ajuta să te transformi într-un mod pe care nu l-ai planificat. Este mai bine să efectuezi operațiile planificate în a doua decadă a lunii. Această perioadă este cea mai de succes pentru a recupera rapid corpul. Banii. Nu există schimbări majore în zona de lucru, iar acesta este o veste bună. Toate lucrările planificate vor continua ca de obicei. Nu ieși în evidență din echipă și nu da dovadă de inițiativă. Trimiteți personalitatea să se odihnească. Acum este important să lucrezi în echipă, așa că ai mai multe șanse să obții o recompensă financiară bună. Cei care caută un loc de muncă trebuie să caute în zona creativă a muncii. De asemenea, ar fi promițătoare și munca unui editor sau autor. Reușită va fi munca asociată cu vânzarea. La sfârșitul lunii septembrie, lucrurile se pot schimba. Vor apărea circumstanțe neprevăzute care vor necesita o soluție rapidă. Probabil, va trebui să pleci într-o călătorie de afaceri sau să înlocuiești pe cineva pentru o muncă. Pregătește-te pentru acțiune. Cu toate acestea, orice muncă va fi bine plătită. Mulți gemeni vor putea să închidă datorii vechi și să facă un lucru mult așteptat. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!